telefoane. Da, uite. Astăzi o să facem review. Trebuia să salut. Niciodată nu salut. Nici nu știu. Și dacă salut, oricum salut ai greu. Astăzi o să facem un review la un telefon pe care eu l-am cumpărat din de pe site-urile astea chinezești, gen Alibaba, Gearbest și ce mai există. Se numește Dougie, D-O-G-I, D-O-G-E, X95 și eu l-am pe varianta asta, verzuiul ăsta smarald, ceea ce mi se pare foarte frumos. Bun, o să aducem camera mai de aproape ca să vedem fix ce conține cutia. El vine sigilat în plastic ăsta, cred că se desface foarte greu. Am cumpărat două. Ok, am reușit, deci o să-l desfacem atunci. Bun, revenim cu camera mai de aproape. Așa, și în cutie găsim următoarele lucruri. Hai să ne uităm așa pe el, sper că nu e pe folie. Am văzut că sunt oameni care au satisfacție când se rupe chestia asta. Așa că le facem pe plac. O să dăm aia un pic mai încolo. Și avem așa. Dougie X95. E-mail-ul, nu știu dacă contează sau nu contează. Am văzut că unii îl blurează. Probabil pot fi hackeri după e-mail-ul ăsta. Habar n-am. Vedem, aflăm cu ocazia asta. Bun, și avem... mare lucru văd că nu scrie, doar culoarea Emerald Green X95, mă rog, prea multe despre chestia asta. 2 GB cred că este RAM-ul și 16 GB memoria internă. Bun, și în cutie avem așa. Deși e un telefon, eu am dat 418-420 de lei. Pare o cutie decentă. Am văzut că ăștia de la Dougie s-au lansat pe piață de prin 2015. Deci sunt relativ noi, dar ok. Mă rog, și Huawei și Xiaomi au fost pe la început. Așa că să le dăm... Și aveam așa în cutie, o chestie de carton. Avem cheița. Băi, dar pare așa, adică nu pare un carton de la prost, ieftin sau... Pare că băieții fac treabă serioasă. Bun. Avem aici și fel de certificat de garanție. Și ce mai avem? Încărcătorul. Nu știu dacă m-ar ajuta... Ia să dăm asta un pic jos. Vreau să citesc. Da, pare a fi de 5 volți, nu știu dacă zic bine, dar pare a fi și e țăpănos așa, adică bă, nu pare de proastă calitate, adică am văzut, credem, am văzut la Sam, nu mai vreau să zic la altă firmă, am văzut mai plastic, mai prostuț decât asta. Ia să vedem, ăsta are, așa, este a micro USB, mă rog, model mai vechi, cu USB tip A. Și ce mai avem pe aici? Se pare că nu mai avem nimic, doar o chestie goală. Da, deci nu mai avem mai nimic altceva. Hai să ne uităm la el. Bă, să știi că e destul de măricel. Vroiam mai multe detalii pe cutie, adică să-mi spună, bă, e de 6, e de... Știu că e 6, ceva. Adică un ecran destul de mare. Vine și cu o husă din ce văd. Și cu o folie. Care este... Destul de generoși, să zic așa, la... Banii ăștia, 400 și ceva de lei. Mă rog, am mai dat și la vama încă 50 de lei. M-a cam dus până în vreo 500 de lei cu totul. Și avem așa, uite, are și o husă. Deci, practic, vine în cutie și cu husa asta. Și arată naibii de bine. Bun, ecranul mare.
Hai să-l aprindem, să vedem exact ce se întâmplă. Bă, să știi că eu l-am de aproape câteva luni bune, mă chinui să-i fac review. L-am comandat, cred că prin octombrie, septembrie, cam așa. Și o întreagă poveste cu, parcă cu DHL-ul, cu vama, cu niște plăți, nici nu vreau să mă gândesc. M-am pus să declar ce fac cu ele, credeau că cu două telefoane fac contrabandă de asta, de consum larg. Nu știu ce-o fi în capul lor. Ok, văd că are un Android. Nu știu cum se vede la setup offline, ok. Păi pare că se mișcă binișor, e un Android curat, așa. Ok, accept. Not now, let's keep anyway. Și pare, hai să-l desfacem, să-l scoatem din chestia asta. Ce avem așa, aici în partea de sus avem power-ul și slotul pentru, ia să vedem dacă are, nu știu dacă e cu dublu SIM. Na, are un card de memorie și un SIM. Din ce văd aici în partea asta. Bă, dar e robust așa. Adică nu pare de proastă calitate sau ieftineală chinezărie, știi? Nu-ți dă o senzație de aia de ieftin. Și uite, știu ce culoare are. Și ecranul destul de măricel. Ok. Și restul de aplicații, uite-l aici. Camera, hai să vedem cum e camera. Camera pare decent, adică cred că aici a făcut rabat. O chestie de asta și video. Video. Da, la fel. Deci, practic pentru un copil sau pentru cineva mai în vârstă, ar fi ok. Și când zic chestia asta pentru cineva mai în vârstă sau un copil, e că, nu știu, sau poate copiii au mai multe pretenții decât noi, dar nu ar fi sesizabil, știi, pentru ei. Și e decent. Da, frumos, cred că merge și un YouTube și asta merge fără nicio problemă. Bun. Deci aici avem slotul de SIM și micro SD, butonul de power, aici avem un slot pentru căști, pentru jack, din ce văd, și aici avem volumul, butoanele de volum. Iar jos avem două difuzoare și un USB, micro USB. Na. Pe total este un telefon frumușel, decent, nu face cine știe ce, dar nici nu dezamăgește și arată foarte frumos. Încerc să dau asta jos, ce mult mai place să-mi intre sub unghie, ca să încep să plâng, probabil. Dar eu nu plâng, mă, că m-am uitat la Titanic și nu am plâns. Sunt un dur. Wow. Deci arată... Wow. Da, ok. Mă rog, mulți oameni îl iau și pentru frumusețe. Dar... trebuie să ne uităm și la caracteristicile lui. Hai să mergem la settings să vedem... Uite, îi dăm lumina mai așa să vedem, să nu se vadă pe cameră. About. De ce văd două SIM-uri? Are sau nu are două SIM-uri?
Unde m-am uitat sau la ce m-am uitat? Trebuie să mă uit mai bine. Băi, pare a fi sim, deci are sim 2 și sim 1. Deci nu e, e card de memorie, are practic două simuri. Ok, interesant. Bine de știut. Hai să vedem ce ne mai zice. Așa, device name-ul știm, sim status, e-mail, Android 10, Android destul de nou. Na, și cam atât văd despre el. Gesture settings. Finger screen, just ok. QR code. Da, interesant, cam are, are cam tot ce are un telefon de generația asta. 98% la baterie și eu l-am în cutie de aproape, cred că are o jumătate de an, de, prin octombrie. Da, octombrie, octombrie, cam așa. Deci are aproape, cât mă, 5 luni, 6 luni de când e în cutie și sigilat. Interesant, foarte tare. Nu știu bateria de cât este, dar... pare că e țăpănoasă. Chiar sunt curios de cât o fi bateria. Decent, decent. Baterie, văd că scrie baterie pe aici. Dar nu spune cât e miliamperi, cum ai zice. TFT card. Păi sunt tare curios dacă are și card. Da, nu spune, nu stăm acum să căutăm, pierdem timpul. Eram tare curios. Da, acesta e telefonul, Dougie X95. Și mai am un X90, o să-i facem review și la ăla, ăla este negru. Da, per total arată super și se prezintă super, super frumos și super mișto. Și văd că are o... Are așa, o... se mișcă. Nu, nu ai ce să-i zici la banii ăștia. Bun, mulțumesc că te-ai uitat. Dă-ți un subscribe și toate cele. Mulțumesc frumos. Salut!